ediția emisiunii Biserica în Actualitate la Giurgiu TV. Anul 2015 este anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii Azi și al Sfântului Ioan Gură de Aur. În ședințele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de la sfârșitul anului 2014, s-a aprobat lucrul acesta și sigur că ne-am gândit, pe lângă simpozioanele, conferințele, o mulțime de activități care vor avea loc pe această temă anul acesta 2015 și în emisiunea noastră, emisiunea dumneavoastră de suflet, să vorbim despre această temă. Invitatul nostru de astăzi este părintele Mihai Cristian Taraș de la Parohia Podul Doamnei din Protoieria Mihăilești. Bine ați venit, preacucernice părinte! Bine v-am găsit, Doamne ajută, și mulțumim pentru invitație! Am zis să începem cu o parohie de țară. Iată, o parohie aflată în Protoieria Mihăilești. Ce este parohia, părinte Cristian? Să începem așa, cu lucrurile elementare pe care trebuie să le priceapă telespectatorii. Parohia este o comunitate a creștinilor strâns adunată în preajma trupului lui Hristos. Așa s-a întemeiat ea de la pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime și mai târziu a ființat prin lucrarea ascunsă și continuă a acestuia. Parohie este un cuvânt de origine grecească și este compus din prepoziția para și ikia. Para înseamnă lângă sau pe lângă, o însemnătate dinamică, o depășire a ceva, iar ikia înseamnă casă sau un alt înțeles, lume, lumea locuită. Așa că primii creștini alcătuiau o parohie în orice casă sau în orice loc în care se adunau, însemnând că, deși locuiesc aici, pe pământ, și sunt responsabili față de conducerea lumească, față de organizarea administrativă, cu toate acestea, ei depășesc în mod spiritual și lumea și devin cetățeni ai cerului. Iată, de fapt, ce înseamnă parohia. Foarte frumos. Mă gândesc la porunca pe care Mântuitorul a dat-o Sfinților Apostoli, spunându-le, mergând învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Așa, cel ce se va boteza, va crede, se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, acela ce se va osândi. Frumos ați explicat etimologia cuvântului parohie. Ce ne mai puteți spune legat de parohie? Parohia are și un sinonim, enorie. Așa. De altfel, la înțelesul de comunitate mică, alcătuită din puțini credincioși, se folosea în primele veacuri creștine termenul de enorie. El apare într-o scrisoare a Sfântului Grigore al Nisei, adresată lui Flavius. Și enorie apoi a fost preluat de întreaga biserică cu acest înțeles de comunitate bine delimitată în spațiu, unde creștinii preaslăvesc pe Dumnezeu în treime. Frumos să spunem și noi celor din parohia noastră enoriași noștri. Observ cât de adâncă este această legătură între preot și enoriași. Vin, înainte de a veni în emisiune, am fost la o mormântare, acolo unde pe ultimul drum am dus-o pe o tânără, fiică duhovnicească de 47 de ani, și a fost așa aproape de ea, de suferințele ei. A avut cancer în ultima fază și s-a luptat cu mult curaj
cu multă nădejde, a conștientizat faptul că păcatele sunt cele care a făcut-o să plătească în felul acesta și, cum vă spuneam, până în ultima clipă a luptat pentru mântuirea sufletului ei. Vă spun toate acestea ca să vedeți, ca să vedem cât de apropiați suntem noi preoții de Enoriaș și cum trăim toate aceste aspecte atât de delicate prin care trec. Suntem aproape nu numai de ei, dar și de familiile lor, ajutându-i, discutând. Iată, Sfânta Taina Spovedanie, acolo unde discutăm și acolo unde prin canoanele care se dau, prin învățăturile pe care le avem de la Sfinții Părinți, și sigur, Dumnezeu cel care lucrează și cel care prin care reușim să le dăm curaj și să lupte cu păcatul, cu patimile și să țină o viață bine plăcută lui Dumnezeu. Legat de aspectul acesta pastoral, la Podul Doamnei, cât de aproape sunteți de Enoriașii Sfinției voastre? În comunitatea noastră parohială, viața duhovnicească este într-o perioadă de progres, de apropiere de Dumnezeu. Parohia, ca și unitate administrativ-teritorială, dependentă de protoierie și de episcopie, are un număr de credincioși, mai mic sau mai mare, parohia noastră mai mică. Acești credincioși devin membrii deplini ai parohiei în momentul în care participă la sfintele slujbe ale bisericii, în mod special Sfânta Liturghie și Sfintele Taine. Parohia are prin excelență eminamente un caracter social. Aici, în cadrul acesta sfânt, trupul lui Hristos, omul, creștinul, se întâlnește de plin cu Hristos, Dumnezeu, omul. De la începutul activității noastre pastorale, în urmă cu 4 ani, se împlinesc curând, am căutat cu dina dinsul să mă implic cât mai activ în apropierea de oameni, în aflarea și rezolvarea pe cât posibil sau mângâierea cazurilor sociale cu probleme duhovnicești și mai ales a păturilor sociale defavorizate. Sunt foarte mulți bătrâni în parohia noastră, singuri, neajutorați, sunt copii numeroși în familii. Sunt destule probleme care necesită atenția preotului. M-am implicat, mă implic în fiecare zi și am mare ajutor pentru acest lucru, faptul că locuiesc acolo, în mijlocul comunității. Sunt preotul comunității din Podul Doamnei și locuiesc în casa parohială de acolo. E un mare lucru. Cum se cuvine, de altfel, ca preotul să locuiască în parohie, acolo unde el este căutat, da? Acolo unde, cum vorbeam mai devreme, sunt situații delicate, creștini care sunt la câțiva pași de moarte, la câțiva pași de a pleca din această viață pământească trecătoare către veșnicie prin această poartă a morții, și sigur că se cuvine ca preotul să fie acolo cu ei, să fie de găsit în parohie. Adeseori primesc vizita credincioșilor pentru diferite urgențe și se bucură că pot să-i sprijin într-un timp cât mai rapid. Cum ați avut casă parohială? Nu, parohia în 2011 nu avea casă parohială, anul în care am ajuns acolo preot. Însă ne-am dorit să locuim în mijlocul enoriașilor pentru a clădi ușor-ușor o comunitate vie într-o Hristos. După o vreme în care am locuit cu chirie, casa parohială de astăzi, care se află în imediata vecinătate a bisericii, a fost achiziționată
cu sprijinul, de fapt a fost darul preasfințitului părinte dr. Ambrozie, episcopul Ciurciului, un lucru de mare folos pentru noi și pentru care noi astăzi lucrăm și mai atent la starea sufletească a enoriașilor noștri. Nu sunteți singurul caz, ca să spun așa. Nu. Știu că preasfințitul și la Gorneni, la fel, în dar, cu, sigur, cu multă osteneală din partea Episcopiei Giurgiului, s-a reușit achiziționarea acestor case parohiale pentru preoții, preotesele și, sigur, familiile preoților. Și sigur că este un lucru minunat, pentru că părintele care vine acolo și nu are casă parohială, e foarte greu să stea cu chirie, să n-aibă acea intimitate, da, a familiei firească. Iată cum preasfințitul s-a gândit la lucrul acesta și ne bucurăm foarte mult că se vede că a fost de un real folos. Vorbeam de familia preotului. Familia preotului care trebuie să fie cu adevărat un exemplu pentru comunitate. Ne aducem de aminte de cuvintele Mântuitorului, care spune: fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne povestește, ne spune: cum poți să fii tu, să înveți pe cel de lângă tine, da, să fie un adevărat creștin, dacă tu nu, tu ca și păstor de suflete, nu ești un adevărat creștin prin cuvântul, gândul și fapta ta. Așadar, iată familia preotului, cât de importantă e, etalon pentru ceilalți, exemplu viu pentru ceilalți creștini. Familia Sfinției voastre este o familie numeroasă, o familie mare. Da, avem 3 copii. Să vă trăiască. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ei. Locuim acolo în parohie și ne vine la îndemână să ne implicăm în toate acțiunile parohiei, că sunt în direcție socială, că sunt în direcție misionară, că dorim să facem cunoscută viața bisericii, copiii mei adeseori se implică în aceste direcții. De curând, în preajma sărbătorii nașterii Domnului, am inițiat o campanie de ajutorare a copiilor, o campanie de strângere a unor daruri. Am strâns multe daruri datorită implicării pline de bunăvoință a unor creștini chiar din Urbea Giurgiu și din București. Copiii mei au fost, cei doi mai mari, au fost alături de mine și am împărțit daruri acasă, hăinuțe, alimente și produse de igienă corporală. Așadar, vorbim de misiunea parohiei, da? Misiunea preotului și ați punctat foarte bine activitățile social-filantropice pe care preotul cu familia sa, iată, și cu enoriașii le săvârșește. Grija pe care a fost, ne-a gândit la Sfântul Vasile cel Mare cu Vasiliada, da? Grija pe care a avut-o față de cei neputincioși, cei aflați în suferințe, da? Iată cum se continuă și astăzi misiunea parohiei, misiunea preotului în parohie, a familiei preotului, și cât de minunat este să vezi că cei care au nevoie de ajutorul nostru nu sunt neglijați și iată că există această dragoste. Și iar mă gândesc la dragoste, cât de frumos spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cum spune atât de frumos Sfântul Apostol Pavel, dragostea care îndelung rabdă, dragostea care este iertătoare, dragostea care se bucură de adevăr, nu se trufește, și dacă dragoste nu e, nimic nu e. Aceasta este temelia din care izvorăsc toate celelalte virtuți. Legat de lucrul acesta și de activitățile social-filantropice, zilele trecute vorbeam cu cineva de la școala specială din Giurgiu, chiar pot spune cu doamna directoare, și îmi spunea cât, apropo tot de această legătură care se creează, iată, între noi,
preoții și beneficiarii acestor activități sociale filantropice. De multe ori mergeam acolo în calitate de consilier social cu activitățile sectorului, pe care acum le-a preluat părintele consilier Valentin Ștefan de la așezământul de la Slobozia, așa, și face bine ceea ce face. Ei bine, spunea doamna directoare că acei copilași mă așteptau să vin tot eu. Erau câțiva la câteva clase, unii care mă așteptau cu daruri, așa, lucrate de ei, niște felicitări, și cum ajungeam acolo și le dăruiam acele pungi cu dulciuri, imediat mă luau în brațe și mă pupau, așa, cum știau ei să mă pupe. Cât de frumos era, și acum, sigur, erau puțin dezamăgiți în sensul că n-am mai venit eu, dar au înțeles că și cel care a venit după mine va continua aceste activități și va merge pe aceeași linie. Iată cum se creează aceste legături sufletești între creștini, da? Între enoriașii noștri și preot. Vă spuneam mai devreme de acea creștină care a plecat din lumea aceasta și eu suferam alături de familie, cum sunt convins că și Sfinția voastră suferiți alături de ei. Și sigur că lucrul acesta arată tocmai dragostea care ne leagă, această comuniune a dragostei față de semenii noștri și față de Dumnezeu. Vorbiți-ne și de alte activități pe care le săvârșiți acolo în parohia Podul Doamnei. Principala acțiune pe care o întreprind și de la care am mari bucurii este aceea de a sluji Sfânta Liturghie. Este rolul liturgic de slujitor al Sfintelor Taine pe care preotul trebuie să-l îndeplinească cu mare sfințenie. Aici, în spațiul bisericii, creștinii devin membri vii ai parohiei. Doar în acest spațiu, locul din care dacă pleacă, trebuie să plece cu inima și cu mintea schimbată pentru a transmite harul dobândit din acele sfinte taine și lumii din afara bisericii, adică restului comunității. Aceasta este cea mai importantă activitate, să slujesc Sfânta Liturghie la duminici și la sărbători, apoi să îndemn pe creștini de a sluji alături de altarul la care slujesc eu ca păstor al comunității, altarul pe care se jertfește Hristos Dumnezeu, să slujim la altarul inimii aproapelui, cu dragoste. Dacă primim dragostea lui Hristos în Sfânta Biserică, acolo unde venim să-i mulțumim pentru marea jertfă, suntem datori ca la momentul ieșirii din biserică să transmitem mai departe acest dar lucrător al slujirii dragostei. Spuneați că dragostea este liantul, legătura întregii comunități. Foarte adevărat, între noi toți creștinii luptăm să dobândim dragostea de Dumnezeu. Însă până la ajunge la dragostea de Dumnezeu, evident, trebuie să iubim pe aproapele. Și în momentul în care am luptat și am reușit să dăm deoparte egoismul, răutățile mici de peste zi și alte impedimente, putem să iubim aproapele și să spunem că putem să iubim și pe Dumnezeu. E evidentă legătura între dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele. Preotul trebuie să fie ca un tată plin de dragoste. Dacă Tatăl Ceresc ne dă nouă calitatea de fii și frați în aceeași timp, iată, preotul, ca părinte duhovnicesc, dă membrilor comunității calitatea de fii duhovnicești. Așa că aceștia trebuie să se afle într-o continuă ascultare, în dragoste față de părintele duhovnicesc, iar părintele duhovnicesc într-o continuă grijă responsabilă pentru starea sufletelor acestora. Un Sfânt Părinte spunea că se cuvine ca acest dar minunat de la Dumnezeu, care este viața, să-l trăim ca un dar.
Și tocmai trăim acest dar, viața ca un dar, în această comuniune a iubirii, a iubirii față de semenul nostru și față de Dumnezeu. Mântuitorul ne spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iubiți-vă unii pe alții, precum și eu v-am iubit pe voi. Ne dă această măsură a iubirii, precum și eu v-am iubit pe voi. Și sigur, vedem acolo la apogeu iubirea pe cruce, iubirea față de vrăjmași. Atunci când pe cruce, fiind răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spunea, Doamne, iartă că nu știu ce fac. Se ruga și pentru cei care l-au răstignit, învățându-ne și pe noi să ne rugăm pentru cei care ne răstignesc, pentru cei care ne fac rău, care ne vorbesc de rău. Iată, există și această situație în parohie, da? Atunci când unii probabil sunt mintiți de alții, da? Îl vorbesc pe părinte de rău. Ce facem în aceste situații? Se întâmplă adeseori, mi s-a întâmplat și mie personal. În aceste situații avem datoria să ne rugăm, după porunca Mântuitorului, de a ne ruga pentru cei ce ne fac rău, pentru a binecuvânta pe cei ce ne blestemă. Ne rugăm la Sfânta Liturghie și îi pomenim la rugăciunile proscomidei pentru mulțirea dragostei, așa, pentru depărtarea urii și pentru pace, înțelegere. Au fost evenimente, m-am întristat, căci noi preoții suntem oameni. Unii dintre creștini cred că avem puteri nebănuite, că odată cu harisma preoției pe care am primit-o prin punerea mâinilor de către episcop, noi dintr-o dată suntem cu mulți pași deasupra tuturor. Suntem oameni și adeseori putem chiar greși. Căutăm înțelegere la oameni, însă cu prima greșeală, celălalt credincios, enoriaș, are motiv să cârtească și să clevetească. Noi am căutat în tot timpul să nu dăm motivele acestea. De dragoste mai vorbește Hristos când spune într-o aceasta, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că aveți dragoste între voi, întru voi. Avem dragoste, răspundem cu dragoste, chiar dacă lumea ne tratează rău. Da. Așa se cuvine, să răspundem cu dragoste. Mă gândesc la Sfântul Ion Gură de Aur, care spune că răspunzând cu dragoste, da, și celui care îți răspunde cu răutate, da, cel care trăiește în întuneric, stăpânirea celui rău, făcând cele potrivnice lui Dumnezeu, răspunzându-i cu bunătate, cu dragoste, aprinzi cărbun în capul lui. Ce înseamnă asta? Gândurile lui se deschid către cele bune, către cele bine plăcute lui Dumnezeu. Cu condiția în care, sigur, tu stăruiești când ai răspunde cu bine. Ai răspunde cu bine. Și tot așa. Un caz concret pe care l-am trăit curând în preajma sărbătorilor mari ale nașterii Domnului și ale botezului. Vă spun, am mers prin sat și am vestit aceste mari sărbători. Însă am, dintr-o neatenție, dintr-o greșeală a mea personală, am uitat să vizitez casa unuia dintre parohienii noștri. Și s-a întâmplat să același lucru și la Bogotează. Zilele trecute am trecut pe lângă acest creștin și mi-am adus aminte de eroarea în care mă aflam. Nu m-a salutat și mi-am dat seama că trebuie să fac eu primul pas. Și ieri am bătut la poarta acestuia, m-am dus și mi-am cerut iertare și de la el și de la soția lui, spunându-le că voi încerca cu din adinsul de acum să-i păstrez mai aproape de Biserica lui Hristos. Într-o glumă îmi spuseseră, tocmai ne gândeam, părinte, să mergem la penticostali. Noi în parohie avem o comunitate mică de penticostali și evident că trebuie să fim foarte atenți la misiune, foarte atenți, delicați cu creștinii noștri ca să-i ținem în turma lui Hristos. Iată. Trebuie să fim, cum bine a spus, trebuie să fim foarte atenți și
uneori fără voință greșim, da? Fără să ne dorim greșim, dar important e ceea ce spune Mântuitorul, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, da? Ci îndreptarea lui. Și important e să ne îndreptăm, să ne smerim și să îndreptăm lucrurile atunci când se cuvine să le îndreptăm. Mă gândeam să vă explic de ce insist atât de mult pe slujirea Sfintei Liturghii și fac acest lucru pentru a îi face pe creștinii noștri să înțeleagă că devin mădulare vii ale lui Biserice. Hristos, ale bisericii, numai în spațiul sacru al bisericii, numai prin unirea cu Hristos în taina Sfintei Euharistii. Cum spune Sfântul Ciprian al Cartaginei, fără biserică nu există mântuire. Așa este. Sfânta Liturghie este centrul. Care este scopul venirii la biserică? Scopul imediat, vizibil, este acela al apropierii și al unirii creștinilor. Este o adunare, o adunare care are în mijloc pe Hristos. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor, spune Hristos Dumnezeu. Deci, iată, ne adunăm în acel spațiu ca să ne revendicăm cinstea, demnitatea de fii a lui Dumnezeu și de frați întru Hristos. Și frumoasă lucrare. Preotul nu este în biserică, ca de altfel și în comunitate, nu este un șef, un despot, un conducător autoritar. El are un singur lucru în plus față de ceilalți creștini. Are harisma preoției și responsabilitatea mare față de starea sufletească a fiecăruia dintre credincioși. În schimb, și credincioșii când vin la Sfintele Slujbe trebuie să participe activ prin rugăciune, prin atenția continuă la cuvintele rostite și de către preot și de către strană și mai mult decât atât, prin conștientizarea faptului că Sfânta Liturghie este o unire a cerului cu pământul. Căci noi la proscomidie, la prima parte pregătitoare a Sfintei Liturghii, scoatem primele miride alături de Sfântul Agneț și de Maica Domnului, scoatem părticică pentru cetele îngerești. Deci iată o conlucrare frumoasă este Sfânta Liturghie între om și Dumnezeu. Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul ne spune că Sfânta Liturghie este icoană a celei îngerești din ceruri. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul pe care l-am prăznuit ieri spune că este pregustarea bogățiilor veacului viitor. Sfânta Liturghie. Iată, acesta este cel mai mare dar pe care ne-l-a făcut Hristos și de care mulți creștini nu sunt conștienți. De aceea lucrăm foarte mult în această direcție. Să îi responsabilizăm, să îi trezim la această realitate pe creștini. Noi în parohie avem o prezență... Asta vreau să vă întreb. De când sunteți acolo, s-au trezit, au început să trezească din ce în ce mai mulți dintre noriași, vin la biserică? Câțiva care aveau căutări dinainte, care erau nedumeriți și ar fi vrut să-L cunoască mai îndeaproape pe Dumnezeu, aceia s-au apropiat. Mai întâi din curiozitate, apoi prin catehezele și cuvintele omilitice pe care le-am susținut de la Amvon, au înțeles că Hristos Dumnezeu este acolo, că țelul omului pe acest pământ este îndumnezeirea și că nu pot realiza acest lucru decât venind la Sfânta Biserică. Părintele Arsenie Boca, marele duhovnic al țării noastre, spunea că nu ești vrednic să intri în împărăția cerului după moarte dacă n-ai intrat deja în ea aici, pe pământ. În Sfânta Liturghie noi am pășit dinainte pe cărarea împărăției, ne aflăm pe drumul cel bun, porțile ne sunt deschise și bucuria deplină deja. Spunea un Sfânt Părinte de faptul că Sfânta Biserică este colțul de rai pe care Dumnezeu l-a lăsat aici pe pământ. Și tocmai asta este misiunea noastră, da, a preoților, de a-i aduce pe creștini la biserică și a urma calea, care este una singură, Hristos, cel așa care este. Spune, eu sunt calea, adevărul și viața, cine va urma mie va avea viață veșnică. Și dacă Hristos este adevărul, tot El ne spune că în adevăr vom fi
vom deveni liberi. Iată o frumoasă virtute și dar al lui Dumnezeu în biserică. Omul devine în biserică liber, liber de orice necesitate, de orice urgență pământească, liber și de patimile, de ispitele venite de la vrășmaș, liber să îmbrățișeze pe cele sfinte cu toată credința. Alături de misiunea aceasta liturgică pe care căutăm să o îndeplinim cu sfințenie, o a doua misiune a preotului este misiunea de învățător, de dascăl. De dascăl, da. Și acest lucru îl realizăm în Sfânta Biserică mai întâi, prin predică, dar mai ales prin cateheză. Oamenii în comunitățile rurale nu cunosc învățătura bisericii, nu cunosc dogmele și de aceea nu pot aplica nimic în viața lor moral. Ca să fii un om credincios care împlinește virtuțile, poruncile lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să le cunoști. Oamenii, deși în societatea de astăzi sunt atâtea căi de informare, într-un sat totuși nu află prea multe despre Dumnezeu decât în Sfânta Biserică. Dacă oamenii nu vin la biserică să afle despre Hristos, să afle cuvântul Evangheliei, vestea cea bună, atunci suntem nevoiți noi preoții să plecăm în sat și să coborăm în casele lor. La noi biserica este pe deal, așa că la modul propriu cobor treptele dealului și mă îndrept către casele credincioșilor. Ne-am propus pe acest an, anul declarat de Patriarhia Română un an omagial al misiunii parohiei și mănăstirii și comemorativ al Marelui Părinte al Antichității Creștine, Sfântul Ioan Gură de Aur, ne-am propus să organizăm o serie de vizite pastorale pe la casele credincioșilor. Iată, un mijloc de catehizare. Mijloc puternic de catehizare. Vom merge mai ales în acele familii unde există tulburări, unde sunt probleme spirituale, duhovnicești, unde este nevoie imperios de implicarea preotului. Și sigur că aflăm unde este nevoie, cum spuneați, imperios de implicarea preotului. Aflăm aceste cazuri, aceste situații, atunci când mergem în parohie. Atunci când mergem cu Sfânta Icoană, atunci când mergem cu botezul, luăm practic pulsul parohiei. Așa este. Și sigur că aici se vede dorința noastră de a merge mai departe sau de a rămâne aici. Și știm foarte bine că Bunului Dumnezeu îi place să facem lucrurile în totalitate, pe de-a întregul, să nu te oprești la jumătate. Îmi aduc aminte de vindecarea slăbănogului din Capernaum. Auziseră de blândul învățător. Auzise câte minuni săvârșise Mântuitorul, câte vindecări miraculoase. Cei patru prieteni slăbănogului din Capernaum. Și l-au luat pe prietenul lor, care era slăbănogit sufletește și trupește, nu se putea mișca, și cu multă credință l-au adus în acea casă, în Capernaum, unde Mântuitorul predica. Și toți erau cuceriți de dulceața cuvântului dumnezeesc. Poate unii l-ar fi lăsat acolo. Era aglomerație, nu se putea intra înăuntru. Însă, iată că cei patru au spart, l-au ridicat, da, cu niște frânghii, au spart acoperișul și l-au lăsat ușor în fața Mântuitorului. Și cum spune pericopa evanghelică, Mântuitorul, văzând credința celor patru prieteni ai săi, l-a tămăduit pe slăbănog. I-a spus, ridică-te spatul tău și du-te la casa ta. Iată, am adus aminte de această vindecare miraculoasă, tocmai pentru a vedea că Bunului Dumnezeu îi place să face lucrurile pe de-a întregul, nu pe sfert, nu pe jumătate, ci să le facem pe de-a întregul. Eu, ca preot, caut îndelung să le descoper credincioșilor Evanghelia, de acolo de unde ne adăpăm cu atâta sete duhovnicească, din pericopele rostite de Domnul Hristos, din scrisorile alcătuite de Sfântul Apostol Pavel către diverse comunități creștine, dar și multe, multe sfaturi, multe îndemnuri le dobândim în viața noastră, le aplicăm în viața noastră. De aceea e foarte important ca pe lângă citirea Sfintei Evanghelii și explicarea ei în Sfânta Biserică, creștinul acasă, seara,
la ceas de taină, după rugăciune sau înainte de rugăciune, să citească măcar zilnic un capitol din Sfânta Scriptură. În Antichitate, deși Scriptura, în Antichitatea creștină, deși Scriptura nu era la îndemâna oricui, erau oameni mai bogați sau cu predispoziție spre învățătură, care citeau Scriptura asidu. Melania cea tânără, un exemplu de creștin sârguincios, care caută adevărul în paginile Scripturii, citea de cel puțin 3 ori Scriptura pe an. Noi oare o mai citim o dată de la cap la coadă sau înțelegem sensurile adânci ale acesteia, înțelegem taina revelației lui Dumnezeu, avem curajul să-L întrebăm pe preot care sunt înțelesurile cuvintelor? Nu putem încădea în direcția protestantă care spune că oricine poate interpreta Scriptura. Scriptura are înțelesuri ascunse pe care le-au descoperit ușor în urma rugăciunii și a vieții sfinte Sfinții Părinți. Sfântul Ioan Gură de Aur, care are atâtea comentarii minunate la cărțile Scripturii și mai ales la Evanghelii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Atanasie cel Mare și alții mari sfinți ai Bisericii. Deci e important ca pe lângă citirea din Evanghelie la biserică, creștinul să citească și acasă. De altfel, în comunitățile primare ale creștinilor, citirea Scripturii era unul dintre momentele esențiale din ritual. Se adunau, mai întâi citeau din Scriptură, din Scriptura Vechiului Testament, apoi din al Noului Testament, când au apărut cărțile, când s-au scris cărțile de către apostoli, și după aceea frângeau pâinea, urmând ca la sfârșit dragostea lui Dumnezeu să lucreze în inimile lor și ei să facă dragoste către aproapele. Făceau milostenii. Făceau milostenii. Întâlnirea euharistică se încheia cu masa dragostei, cu agapa. 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 De altfel, cele 6 caracteristici esențiale ale etosului apostolic, ale modului de viețuire din perioada apostolică sunt următoarele și sunt foarte importante să le cunoaștem pentru a le aplica în zilele noastre, să devină o paradigmă pentru viețuirea noastră. Și anume, mai întâi trebuie să conștientizăm Harul Duhului Sfânt. Creștinii în primele veacuri erau uniți după momentul cinzecimii de lucrarea Harului în Sfânta Liturghie. Apoi citeau Scripturile din care prindeau putere, aflau poruncile lui Dumnezeu. Sfântul Marcu Ascetul spune că Hristos stă ascuns în poruncile lui Dumnezeu. Apoi, foarte important era credința în învierea lui Hristos. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, zadarnică a fi credința noastră dacă Hristos n-a înviat. Ei bine, Hristos a înviat și atunci moartea este biruită, puterea diavolului la fel și noi am primit tăria lucrării lui Hristos. Mai apoi era cultul, frângerea pâinii și Sfânta Liturghie și după aceea iubirea frățească, agapa de care spuneam. Partea de final, a 6-a, este așteptarea venirii Mântuitorului Hristos, a doua venire a Mântuitorului Hristos sau pregătirea pentru eschaton, pentru eschatologie. Da. Și de aceea e foarte important să avem aceste idei în minte când privim la comunitatea parohială a zilelor noastre. Dacă am avea aceste elemente vii trăite de către creștinii zilelor noastre, parohia ar fi cu adevărat una vie. Aici trebuie să lucreze preotul foarte mult, trebuie să lucreze și celelalte persoane apropiate de viața bisericii, dascălul, elevul seminarist. Noi în parohie avem un elev seminarist, anul 2, la seminarul din Giurgiu, și celelalte persoane angajate în mod benevol în lucrarea organismelor parohiale. Parohia are mai multe organisme, Consiliul Parohial, adunarea parohială mai întâi, care include toți creștinii majori,
uniți de același crez, apoi Consiliul Parohial, grupul bărbaților cu preot în frunte care iau deciziile fundamentale pentru bunul mers al vieții parohiei și mai ales pentru buna grijă asupra patrimoniului bisericesc, și Comitetul Parohial, acolo unde sunt mai multe direcții de lucru și pe care, de la care trebuie să fim foarte atenți. Persoanele acestea trebuie și ele responsabilizate, implicate. E foarte important Comitetul Parohial să aibă acțiuni care privesc mai multe direcții de lucru ale parohiei, și anume sociale, să aibă lucrări sociale, să aibă o bună colaborare cu lucrătorul social din comunitate, cu alți oameni care dovedesc dragoste față de aproapele. O altă direcție ar fi cea misionară, unde preotul la fel conduce, în care dorim să facem cunoscută învățătura lui Hristos pe diferite căi, mai ales prin cateheză. La cateheză mă opresc puțin pentru a vă spune că în parohia noastră cateheza este un eveniment săptămânal. De sâmbătă, mă întâlnesc cu copiii în după amiază și cateheza noastră durează mai mult. De ce? Mai întâi le pregătesc un subiect care detaliază și lămurește o problemă de învățătură bisericească. După ce facem recapitularea și aplicarea acestor învățături, avem și alte acțiuni care depășesc cadrul catehezei. Sunt acțiuni culturale, facem lectură din Biblie mai întâi și apoi din alte cărți citite de către copii. Mai târziu facem jocuri interactive care îi ajută pe foarte mult pe copii, îi atrag pe aceștia în acest spațiu. După jocurile interactive, bineînțeles, mai avem și o explicitare și o informare asupra bunelor maniere creștine, le-am spus noi, le învățăm pe copii cum să se comporte într-o societate profund atinsă de secularizare. Și la final încheiem cu puțin sport, sportul minții, cu șah. Foarte frumos. O da. Mulțime de activități, deci pe care le faceți, înțeleg, săptămânal cu copiii. Săptămânal. Au fost câteva săptămâni geroase, acum la sfârșitul anului 2014 și începutul lui 2015, când am țistat. Dar acum, că s-a încălzit, sâmbătă aceasta, avem o nouă întâlnire cu copiii parohiei. De ce ne-am axat către tinerii parohiei? Este o pătură socială și o direcție foarte importantă în misiunea preotului paroh. Tinerii, de fapt, reprezintă viitorul satului. Dacă aceștia primesc o educație religioasă consistentă, vor reuși mai târziu să aplice în viața lor ceea ce au învățat. Nu vor uita. Deși vor trece prin perioada adolescenței, perioada crizei identitare a lor, vor trece și prin alte perioade atunci când întemeiază o familie, însă nu lucrează tainic Dumnezeu și nu se vor depărta de biserică, ci se vor ține legați de acest spațiu. Ei au nevoie de repere, de adevărate repere, și noi tocmai trebuie să le arătăm adevăratele repere. Nu lucrurile care numai că nu le sunt folositoare, dar dăunează foarte tare. Mă gândesc aici la calculator, Facebook, mijloacele acestea, mass media. La Sfântul Vasile cel Mare mă gândesc, care spunea tinerilor, dar în cuvânt către tineri, să aleagă asemenea albinei care culege nectarul din flori, să aleagă ceea ce este de folos pentru mântuirea lor. Așa și noi, în parohie, trebuie să învățăm, să aleagă, da? Să culeagă ceea ce este de folos pentru mântuirea lor. Tot ceea ce este spre folos duhovnicesc. Sigur, un alt mijloc de cateheză la un parohie, mă gândesc că este și în acele situații în care ne întâlnim cu credincioșii. Chiar și la pomeni, da, vorbeam de agapă mai devreme, dar cum e rânduia la sâmbătă, da?
când preotul se duce la parastase, după ce săvârșește slujba parastasului la biserică, se duce să facă da, ectenile și sfințirea pentru cei adormiți, prin masurilor, pentru cei adormiți. Și atunci este invitat la masă. Și sigur că stă cu credincioșii, da, stă cu ei la masă și mă gândesc că și atunci ar fi un mijloc de cateheză. Atunci la GAP, atunci când se discută o mulțime de situații, o mulțime de probleme, oamenii chiar vorbesc și de lucrările agricole, da, cum stau, în ce situație, dacă și-au cumpărat lemne pentru iarnă, dacă s-au pregătit așa cum se cuvine. Și sigur că atunci preotul poate catehiza. Atunci îl întâlnește și pe cel din acele familii, pe cei din acele familii care nu prea au venit la biserică, care sunt mai departe de biserică. Sfințite Părinte, vreau să vă mai spun că mai sunt ocazii de catehizare și de apropiere de credincioși tot în preajma cultului morților, stâlpii de cu seară. Eu, ca preot, îi folosesc din plin, mă duc din timp, săvârșesc rânduiala obișnuită, după care citesc din saltire și apoi țin un cuvânt de lămurire asupra multor dintre problemele și dintre obiceiurile legate de cultul morților. În comunitățile rurale sunt mari probleme aici. Sunt probleme cu înțelegerea omului a faptului că multe dintre tradițiile care s-au cultivat de-a lungul timpului, s-au păstrat și s-au transmis, sunt greșite. Au fundamente păgâne sau au fost deturnate de la adevăratul lor sens. Atunci îi explicăm omului. Însă avem o rezistență care ne întristează. Da, pentru că ele sunt împământenite. Da? Sunt împământenite. Și cu multă diplomație, cu mult act pastoral, ele, sigur, ceea ce este, da, într-adevăr, de la neamurile păgâne și au rămas așa, sigur, cu multă grijă reușim cu tact pastoral să le, în timp, da, să le îndepărtăm. Da, cele ce nu sunt de folos. Încerc să îndepărtez o parte. Să dăm și câteva exemple, mă gândesc. Da, legate de cultul morților, sunt tradițiile precum spargerea cănii la ieșirea trupului adormitului din casă. Așa. Ei cred că în felul acesta, oamenii care sparg și săvârșesc acest obicei, alungă sufletul care s-a transformat în strigoi, îl alungă din casă. Mă gândesc și la acel bănuț pe care îl pun la... Și bănuțul cu, da, care... Pentru a fi la vămile văzduhului, da. Da, transpun în lumea duhovnicească a bisericii o mentalitate prea lumească. Adică putem să cumpărăm cu banii vămile, putem să... Da, și banii aceia care sunt băgați la fel. Da, le spunem credincioșilor, da, ca să facă milostenie cu acei bani. Sigur, foarte bine să facă milostenie. O altă superstiție, oglinda care se acoperă în casă, alte datul cu găinii pe sub tron, sunt nenumărate superstiții. O să avem o emisiune pe tema aceasta. Da, chiar da. S-a alcătuit un fel de underground al credinței creștine pe care îl întrețin foarte bine femeile în vârstă. Și aici avem de luptat noi foarte mult. Mulți au înțeles că de fapt aceea e credința ortodoxă, nu este aceea. Bogăția ortodoxiei este mare, frumoasă și o descoperim în Sfânta Scriptură și în lucrările Sfinților Părinți. Iată câte situații, câte lucruri frumoase, câte probleme sunt într-o parohie. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Foarte repede a trecut timpul emisiunii noastre. Preacucernice Părinte, ne bucurăm că ne-ați onorat invitația de a fi aici în emisiune. Eu vă mulțumesc. Și nădăjdim ca și cu alte prilejuri să ne întâlnim și să discutăm, să spunem vorbe, cum spune Nichita Stănescu, să spunem vorbe, dar vorbe de folos pentru telespectatorii noștri. Ca încheiere aș spune un cuvânt important al Părintelui Daniel Benga, preot profesor doctor la Facultatea de Teologie din București, despre Sfânta Liturghie, centrul parohiei.
Sfânta Liturghie este manifestarea cea mai deplin posibilă a lui Dumnezeu în lume. Foarte frumos. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu alt prilej. Stimați telespectatori, ne bucurăm că și de această dată am vorbit despre lucruri frumoase, lucruri de folos, lucruri duhovnicești și sigur că fiecare dintre noi, cât timp avem, cât timp suntem în această viață pământească trecătoare, trebuie să luăm ceea ce este de folos pentru mântuirea noastră, cum spuneam mai devreme, cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Să nu ne lăsăm copleșiți de cele ale lumii acesteia. Părintele Arsenie Boca ne spune, trăiți în lume, dar fiți mai presus decât lumea. Și închei spunând faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne zice, eu sunt calea, adevărul și viața, cine va urma mie va avea viață veșnică. Să-i urmăm lui Hristos, să-i urmăm Bunului și Dumnezeului nostru, care ne dorește pe toți în rai, acolo unde este, cum spune, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!